bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vedeți un tutorial de machiaj cu produse exclusiv de la Avon. Da, ați auzit bine? O să facem un full face Avon pentru că m-am gândit eu că ar fi foarte, foarte interesant să vedem ce iese folosind pe toată fața numai machiaje, numai produse de la Avon. Și da, să lăsăm vorba prea multă și să începem să vedem ce o să iasă până la final. În privința fondului de ten, nu am un produs full size, dar mi-am comandat aceste mostre de fond de ten, însemnând că am ales acest fond de ten Luxe Miracle Perfecting Foundation, acesta Flawless Ultra Matte și am mai ales acest Avon True Color Calming Effects. O să vă dezvălui abia la final pe care l-am folosit, dar până atunci o să vă rog să scrieți în comentarii să vedem dacă ați ghicit și să vedem cum funcționează. L-am luat aici, l-am pus pe mână, deja văd că e cam închisă nuanța pe care am ales-o eu și am aici oglindă. Am întins și pe gât ca să nu se vadă foarte tare diferența. Deci e puțin cam închis față de nuanța tenului meu și da, are un aspect flawless, după cum vedeți, luminos, așa un pic dewy și deocamdată îmi place, nu știu cât de rezistent este și nu știu la vară dacă ar fi bun, dar cred că pe mine m-ar ajuta mult în lunile de iarnă un astfel de produs, când pielea mea mixtă grasă tinde să fie ceva mai uscată. Aștept să-mi spuneți în comentarii vouă cum vi se pare, cum arată. Concealer nu am folosit pentru că nu am unul marca Avon, dar eu m-am așteptat să fie un pic mai cu acoperire fondul de ten, dar nicio problemă, mergem pe natural și o să continui cu sprâncenele și pentru că nici pentru sprâncene nu am un produs special, am ales să folosesc această nuanță de maro de aici din paleta Pearlesk, cea de jos. Sper că se vede. Și țineți cont că e prima oară când fac chestia asta, am vrut să văd cum se vede exact alături de voi. Sper să nu fie ceva spre prea broșcat, dar oricum cred că se asortează bine cu nuanța părului. Pentru următoarea etapă a pluapelor o să mă folosesc tot de această paletă de la Avon Pearlesk, o geană. Folosit nuanțe naturale când v-am povestit despre ea prima oară. Acum o să merg pe ceva mai îndrăzneț și o să aleg acest albastru și acest verde ca să vedem cum sunt exact în acțiune. Da. Îmi plac super mult nuanțele. Sunt atât de vii, de colorate. Și cred că o să-mi iasă așa un machiaj quiz de vacanță. Mă gândesc la ceva așa foarte exotic. Cred că mă duce cu gândul și pentru că am nuanța aceasta mai închisă pe ten. Dar presim că o să-mi placă foarte, foarte mult.
și deja începe să se contureze ceva. În mijloc o să pun nuanța aceasta de albastru. Pe ploapa mobilă mai mult. V-am spus, nu știu ce o să iasă, pur și simplu m-am lăsat dusă de val. De valul culorilor. Și cred că se vede foarte, foarte bine. Ideea e că am luat eu foarte mult și a început să pice. V-am mai spus chestia asta, trebuie să luați din aproape în aproape. Wow! Chiar se vede frumos. Va și cu fallout-ul, a trebuit să demachez toată zona de sub ochi pentru că nu se putea altfel. Am încercat cu o pensulă mai stufoasă să iau surplusul de pe jos, dar nu s-a împrăștea peste tot. Ideea e că nu trebuie să vă grăbiți ca mine, să luați produs din aproape în aproape ca să nu aveți acest efect de fallout. Că nu trebuie să ne grăbim, să punem foarte puțin produs, mai ales când avem parte de farduri cu pigment din ăsta foarte, foarte intens. Există riscul să fie puțin fallout dacă folosim o cantitate mare de produs dintr-o dată, așa că nu faceți ca mine, ascultați-mă, nu vă grăbiți ca să nu aveți parte de surprize și să reluați un pic toată activitatea pe care ați făcut-o. Eu am demachiat așa cum am spus și după aceea am uniformizat zona de sub ochi cu ce a mai rămas pe acea pensulă cu fond de ten, așa că nu trebuie să vă grăbiți ca să nu improvizați. E bine că s-a întâmplat așa ca să nu vi se întâmple și vouă și să vedeți cum se poate remedia. Pentru acest machiaj minunat m-am gândit să merg pe nuanța mea preferată și anume aubergine, aceasta, dintre cele trei colorate de la Avon. V-am mai spus că sunt nuanțe foarte, foarte bogate, nuanțe care se poartă. Mascara colorată se poartă foarte mult anul acesta. Și o să iau acest violet muvuliu, care mi se pare că merge foarte bine. Și o să mă ajut de aceeași oglindă. Oh, dar foarte, foarte bine se vede, nu așa? Mă lauți-mă. Spuneți-mi și voi în comentarii cum vi se pare, că eu încă nu văd cum se vede pe cameră. Dar din ce văd aici în oglindă e minunat. Acum, tot din aceeași paletă, o să iau o nuanță de roz aici și o să aplic un pic în obraj și nuanța aceasta de highlighter. Intens rozul acesta, așa că sper să nu fiu vreun clown după o aplicare. Se vede drăguț. Aplicăm și highlighterul. O să iasă ceva mai intens ca să poate fi văzut pe cameră foarte, foarte bine. Dar, na, e un machiaj de seară mai mult. Privința rujului. Am să aleg nuanța aceasta de nude spre roz. Pentru că mi se pare deja foarte, foarte intens să mai aplic ceva roșu sau... Deci din paleta aceasta am folosit highlighterul, am folosit fardul pe post de sprâncene, acela maro, am folosit blush-ul, fardul acela roz pe post de blush și cele două nuanțe de albastru, albastru spre verde.
Am folosit paleta la machiajul pentru 4 zone ale feței. Vă recomand cu drag pentru că e super versatilă. Dacă trebuie să pleci undeva, exact cum v-am mai spus, pentru că v-am mai vorbit de ea, e foarte ușor de luat în bagaj și să faci treaba cu ea foarte, foarte bine, indiferent de ce machiaj ai alege. Superbul meu ruj. Atât de mult îmi place. Foarte, foarte mult. Asta e look-ul final. Sper că vă place ce a ieșit folosind numai produse Avon exclusiv, Full Face Avon. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii dacă voi ați recrea acest look. Și pentru că v-am promis și felicitări celor care au ghicit în comentarii despre ce produs a fost vorba la început, este vorba despre această mostră care a rămas așa, în această condiție precară. Deci am folosit fondul de ten Luxe Miracle Perfecting Foundation, care la o primă aplicare mi s-a părut ok, un produs ok, puțin cam prea mare doza de flawless pentru mine, dar să zicem că e ok per total. Lăsați-mi impresiile voastre despre cum se vede tot machiajul, chiar sunt foarte, foarte curioasă. Dacă vreți să mai facem astfel de clipuri full face și cu alte game, cu alte branduri. Nuanța la acesta, am uitat să vă zic, beige linen, deci a fost ceva mai închisă față de nuanța tenului meu, dar în combinație cu aceste culori exotice pe care le-am la ochi, cred că se vede destul de... Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un mare like, să vă abonați ca să fiți la curent cu tot ce postez eu și ne vedem cu drag data viitoare!